Victor Ponta se ține de promisiune, îi mitraliază pe Dragnea Irina Tenase, pentru războiul cu Times New Roman. Fostul premier Victor Ponta susține ce războiul declanat de Liviu Dragnea, Irina Tenase și doamnele din PSD împotriva site-ului de satir Times New Roman este unul total incorrect. Ponta a precizat ce un om politic trebuie să accepte satira și ironia, acesta fiind preul pentru limuzine și vile de lux. Părerea mea este că e total greșit ca niște persoane publice să se rafuiască cu cei care fac satira, si cred că umorul sau limbajul sunt chestiuni subiective pe care nu trebuie să le stabilească partidul sau guvernul. Vorbesc aici despre un principiu fundamental care ne poate păstra ca o societate democratică și sănătoasă. Nu e vorba de Dragnea, de iubita lui sau de suferintele bietilor politicieni. O să explic de ce pentru toți cei care încă sunt dispuși să gândească cu mintea lor. Times New Roman Ropunt este un site care a face satira pamflet, asta presupune că autorii folosesc ironia, deseori jignesc, au momente fabuloase la care razi cu lacrimi și poante de prost gust care te scarbesc, dar acest gen există în orice societate și este util sănătatea acelei societăți. Exista și în cele mai dure dictaturi și în cele mai conservatoare tari este dreptul romanilor să radă, să-i injure sau să-i si bată joc de cei care îi conduc și asta nu le-a putut fi interzis nici măcar de Ceaușescu. Cât de bun sau rău este acel umor nu stabil este nici guvernul nici partidul. Avem în România multe emisiuni televizate, reviste, site-uri de același gen, mai mult sau mai puțin cunoscute, cu mai mult sau mai puțin umor sau bun simt, toate trebuie să aibă dreptul să trăiască. Dacă genul de satira agresivă, ironică, porcoasă sau vulgară nu-i ti place, nu ai decât să nu te uiți la acele emisiuni sau să nu citești acele site-uri. Nu-i ti place de Badea, de Banciu sau Patraru, poți să schimbi canalul și să te uiți la altceva. Nu intelegi sau te enervează Cataven și nu te obliga nimeni să îi citești. Și aici ipocrizia este maxima, pentru că ne radăm toti în toate ocaziile la tot felul de bancuri, barfe sau expresii licentioase, dar când vine vorba în public ne dăm sfintii care vorbesc doar în latin aveche și dau citate doar din cartea Rascu. De ce nu aplicam aceeași măsură în toate cazurile și ne schimbam mereu în funcție de persoana? Dacă TNR sau altcineva o ironizează pe Carmen Iohannis sau pe Monica Macovei, ne bucuram și este legal. Dacă este vorba de una din fetele lui Dragnea, deodată devenim cu dibonzi și ne indignam. De ce nu admitem că mereu este vorba de libertatea de exprimare mai importantă decât orice? Am spus eu și alții cu toată convingerea că procesul lui Covesi contra ziaristilor de la Antena 3 este greșit și încalca libertatea de exprimare. Acum însă, dacă e vorba de Dragnea, spunem exact invers. Punct. Persoanele publice au multe avantaje: putere, prestigiu, salarii și diurne, masini, case de protocol, etc. Toate aceste beneficii impun să accepti și dezavantajele: controlul public, atacurile de presă, critica,
ironia, insulta, Liviu Dragnea și anturajul lui stau în casele lui Ceaușescu de la Neptun sau scrovistea, merg cu BMW-urile cumpărate de Parlament și cu avioanele închiriate de guvern pe Dancila, plătesc din bani publici jurnaliștii și televiziuni care le ridicau sanale și îi pupai. De dimineața până seara cred că pot și trebuie să suporte niște glume bune sau proaste. Nimeni nu știa cine este iubita lui Liviu Dragnea dacă Elin Susi nu o aducea la congresul PSD și nu o promova într-un cadru politic dacă nici unul din consilierii săi nu i-a spus ce impact va avea prezenta la congres a unei iubite mai tânără decât fiica s-a pus pe primul rând pe scaunul pe care înainte stăteau Ion Iliescu sau Adrian Năstase, înseamnă că ar trebui să-i dea afară dacă în timpul congresul iubita lui Dragnea îi si permite să o trimita pe Viorica să îi aducă apa sau se bucura când un cortegiu de tovarase înfocate o așteapta pe scările salii palatului să se dea jos din mașina oficială a lui Dragnea. Eu cred că e o mare ipocrizie să te superi când devii obiect de ironie și satira. Ideea stupidă cu procesul Dragnea & Co. tocmai au atras atenția asupra unui site și asupra unui articol pe care altfel îl cunoșteau foarte puțin. Eu fanatica dragnista îmi reproșa că promovez articolul despre iubita lui Dragnea și am explicat că și eu altii am aflat și despre articol și despre termenul folosit de la articolele prin care se spunea despre procesul intentat. Deci chiar Dragnea și fetele le fac reclama celor de la TNR. Din punct de vedere politic, singura acțiune inteligentă și rațională în asemenea situații este să ignori ca să nu faci reclama, sau să te victimizezi prin decizia arogantă a procesului. S-a transformat acest caz de la o jignire cu care foarte puțin sunt de acord la un atac politic împotriva libertății de exprimare, o prostie tipică deja. Folosesc în public cuvinte jignitoare și nu îmi place să citesc articole în care acestea sunt folosite, dar e dreptul celor care fac satira să folosească acest limbaj și nu e cazul să cer sancțiuni. Ascult de mulți ani Parazitii sau Bug Mafia, îl las și pe Andrei să asculte, și mă interesează mesajul lor fără să mă indignez ipocrit și pudibond de limbajul violent. Am fost eu, soția sau familia mea, ironizat, criticat, înjurat și jignit de multe ori în cariera mea politică și nu am dat niciodată pe nimeni în judecata pentru limbajul folosit. Ca timp sunt persoana publică, am obligația să accept acest lucru. Dacă nu îmi place acest lucru, ies din politica și nu o să mai scrie nimeni nimic despre mine. Ce treabă are onoarea iubitei lui Dragnea cu organizația de femei a PSD? De-a lungul anilor au fost ironizate sau jignite Sinina Iliescu, Sidana Năstase, Mihaela Geoana sau Daciana și nimănui nu i-a trecut prin cap să folosească PSD ca să le apere. Acum PSD nu mai este un partid, ci o proprietate privată a lui Liviu Dragnea. Din cele patru doamne care au acționat în instanța TNR, sunt convins că măcar două chiar au minte și si dau seama că totul este o prostie, dar o fac doar ca să se pună bine cu Liviu Dragnea și iubita sa.
aștept ca această opinie a mea să fie aprobată sau combătută cu argumente la fel de logice și raționale. Anunț de acum faptul că o să sterg acele comentarii ipocrite sau plictisitoare care repeta papagalii aceste prostiile spuse la televizor de jurnaliști cărora tocmai le-a marit Dragnea plata lunară la 7.000 de euro. Acest cont de Facebook trebuie să rămână accesibil doar celor dispuși să gândească cu mintea lor. Arat Victor Ponta.